Dragii mei, în cadrul acestei prezentări de astăzi se ridică o întrebare. A eșuat Dumnezeu în a așeza chipul Lui în noi? A eșuat Dumnezeu în aceasta? Când am vorbit despre chipul Lui Dumnezeu, nu i-a făcut parte bărbătească, parte femeiască, i-a făcut și a pus, asta înseamnă chipul Lui. În același timp, am înțeles că, de fapt, și bărbatul și femeia poartă chipul lui Dumnezeu, de plin. Și am zis, nu că seamănă puțin cu matematica infinitilor. Aici nu se schimbă valoarea. Două, două ființe care poartă chipul lui Dumnezeu, venind împreună în ceea ce numim familie, ajung să poartă chipul lui Dumnezeu. Întrebarea care se ridică, acum că lucrurile sunt așa cum sunt, a renunțat Dumnezeu la planul lui? Dacă n-a renunțat Dumnezeu la planul lui de a așeza chipul său noi, care este calea lui Dumnezeu de a îndeplini planul acesta? Înainte de orice, Biblia este cartea prevenirii. Mântuirea și vindecarea nu sunt prima urgență a lui Dumnezeu, ci prevenirea. Să nu fie nevoie de așa ceva. Iertarea nu este prima prioritate a lui Dumnezeu, ci să nu fie nevoie de așa ceva. Al doilea lucru, Biblia este o carte care vestește restaurarea. S-a speculat în fel și chip cu privire la mersul creației lui Dumnezeu, în ce direcție mergem, în ce relație ajungem cu Dumnezeu și așa mai departe. Dar lucrurile nu au unde să ajungă decât acolo unde au fost, pentru că au fost declarate de Dumnezeu foarte bune. Și Biblia spune că El va restaura toate aceste lucruri la bunătatea lor inițială, ca Dumnezeu privind asupra creației să poată spune toate sunt bune foarte. Către acolo ne îndreptăm. Specific vorbind acum, atât la nivel de individ cât și la nivel de familie, calea lui Dumnezeu de a restaura chipul său în noi ca persoană și în noi ca familie se numește naștere din nou. Teologia și mentalitatea a privit întotdeauna lucrul acesta ca fiind o, o îmbunătățire, o înclinație, nu, Mântuitorul a spus lui Nicodem radical, nu, nu există îmbunătățire a răului, nu, așa, așa, ceva nu există, Ce există eliminarea răului și există crearea binelui. David nu se roagă în rugăciunea lui despre care am vorbit noi azi dimineața aici la studiu biblic, nu se roagă, Doamne, mai repără inima asta mea, este prea una, a spus clar, zidește în mine o inimă nouă, dar asta însemna demolarea, eradicarea totală a inimii celei vechi. Asta înseamnă. Și Pavel zice, toți am vrea o haină nouă, dacă am putea să ne îmbrăcăm peste asta, veche cu ea, dar nu merge. Toți am vrea o inimă nouă la un moment dat, dacă am putea să o păstrăm pe cealaltă, dar nu se poate. Zidește în mine o inimă, nu două, o inimă nou. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu este vorba de o îmbunătățire a vieții noastre, ci este lucrarea radicală, așa cum definită de Scriptură, voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și voi v-ați născut din nou din apă și din duh. Nu există cale. I-a spus Mântuitorul acestui mare învățător. Nu căuta degeaba că când, când nu există așa ceva. Niciun om care refuză nașterea din nou nu are cum să vadă împărăția lui Dumnezeu. Nici atât să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu, dacă nu se naște din nou și Mântuitorul subliniază aici cu niciun chip. Adică nu încerca să explorați, să construiți teorii, să găsiți o cale sau alt, pentru că nu există așa ceva cu niciun chip, dacă nu te naști din nou. Și îi spune lui Nicodem, adresându-se nouă ca în familie, să nu te miri că am zis să vă nașteți din nou. Nu te mira de așa ceva. Dacă ar fi existat o altă cale, o folosea Dumnezeu. Cum arată acest, acest tainic lucru, această tainică lucrare a Duhului Sfânt? asupra familiei, cum se poate naște din nou o familie. Este oameni buni, cu minți, noi ne-am avut probleme. Am văzut la masă un fratele în vârstă, a spus, zice, suntem de 75 de ani, până nu ne a certat niciodată și nu. Nu se poate așa ceva să vă consultați. Dar, dar, aceasta a fost expresia. Și e și pentru noi treaba aceasta? Cu, pentru oamenii ăștia mai este ceva cunoscut din nou? Pentru familia aceasta, dacă este așa de buni? Câți oameni au pierit pentru că sunt buni? Alți oameni care și-au dat seama de starea lor, cum a înțeles-o eu, prin contrast cu Dumnezeu, au țipat după o inimă nouă și un duh nou. David era om după inima lui Dumnezeu, ce să mai spunem? Iov era om, om fără egal pe pământ, ce să mai zicem de așa ceva? Și când oamenii aceștia au văzut frumusețea, bunătatea lui Dumnezeu, în clipa aceea au spus, Dumnezeu sunt dezgustat! De ceea ce înainte mi se părea că e nu știu ce. Așa are Dumnezeu de gând să facă cu cea mai bună familie dintre noi, de pe pământ vreau să spun. Cei mai buni dintre noi, în comparație și contrast cu idealul lui Dumnezeu, ne-am uitat în urmă pur și simplu cu dezgust la vederile noastre, așa de strâmte și de neînțelepte față de planul lui Dumnezeu. Cum arată o astfel de familie care s-a născut din nou? din apă și din Duh, adică din Duhul Sfânt. Ați auzit că părinți, în general, zic despre copii, eu nu vreau ca ei să mai muncească cum am muncit noi, așa a fost adus la seminar un băiat și când cineva a discutat cu părinții, părinții, mama a spus că eu n-aș vrea ca el să mai muncească așa cum am muncit noi și de asta l-am adus aici la seminar. Singura calitate a acestui răspuns a fost uh, transparența, dar uh, compoziția a lăsat de gândit. Iubiții mei, Elie Wiesel, vreau să-l parafrazăm un pic. Românul nostru din Maramureș, uh, care de fapt a luat și premiul Nobel și a scris el trilogia nopții. Uh, Elie Wiesel spune, Ceea ce am căutat toată viața mea, a fost ca trecutul meu să nu devină viitorul copiilor mei. Păi da, ești om cu minte, știu, dar față de idealul lui Dumnezeu. Ceea ce aș dori, adevăratul părinte, nu spune vreau să fie mai așa, mai pe dincolo, în, în societate, nu știu unde, nu știu cum, ci adevăratul părinte va spune, înainte de orice, aș dori din suflet, Doamne, dacă mă întrebi cu privire la Copiii mei, ca bunătatea lor să întreacă enorm felul cum am trăit eu pe pământul acesta. Aș dori ca ei să fie mai buni, să meargă mai aproape de Dumnezeu, mai sus. Aceasta este, acesta este rostul și chemarea la naștere din nou a familiei noastre. De altfel, de aici pornește totul ne codem, zice, da, dar cum se face, cum e mecanismul ăsta? Și, și Domnul îi spune, nu ai nevoie să înțelegi treaba aceasta. Îi spune Ioan, ungerea aceasta a Duhului Sfânt pe care ai primit-o de la El te va învăța toate lucrurile. N-ai trebuință să te învețe nimeni. După cum ungerea vă va învăța toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat El. Nu este nimeni dintre noi care, fără o familie sau vreo persoană dintre noi, care să nu aibă trebuință de nașterea din nou, care nu este un eveniment, ci zidește în mine înseamnă un proces. Cărămidă cu cărămidă și pas cu pas, până când Dumnezeu privește clădirea și spune, e bună foarte. Este lupta și lucrarea unei vieți întregi. Și haideți să mergem și să privim peste umărul lui Dumnezeu să ne uităm la ceea ce face El. Ce a spus lui Ieremia ne spune nu acum, adică vin încoace, coace, vreau să-ți arăt ceva. Nu poți să-mi arăți aici? Nu, trebuie să fim la fața locului. Coboară-te în casa olarului și acolo te voi face să auzi cuvintele mele, în timp ce vezi ce se întâmplă acolo. Și ne uităm peste umărul Domnului. Când m-am coborât, coborât în casa, suntem în Eremia 18, când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vă rog să urmăriți fiecare cuvânt. Vasul pe care, -a, pe care îl făcea n-a izbutit, n-a reușit. Cine sau ce n-a izbutit și n-a reușit? Ce? Vasul, nu olarul. Ține minte lucrul ăsta. E foarte important. Vasul nu a reușit. De ce? Pentru că el a încercat să facă lucrul ăsta prin puterea lui, prin sine însuși, prin bunătatea lui. N-a reușit, s-a dărmat. Textul spune mai departe, atunci el a făcut un vas, nu vasul n-a reușit. El a făcut un vas cum i-a plăcut lui. Și scrie Scriptura, cuvântul Domnului a venit și mi-a vorbit astfel. Versetul 6. Uite, eu pot să fac cu voi, cu familia voastră, cu tine, eu pot să fac ce ai văzut că s-a întâmplat aici, la olarul acesta. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea. Acest pasaj a fost privit deprimant într-un fel. S-a spus că wow, oh, Dumnezeu face ce vrea, ia pământul și uite, gata, face ce vrea. E adevărat lucrul acesta, dar nu fără tine nu fără zidește în mine o inimă. E adevărat că Dumnezeu zidește, El este ziditorul, dar nu fără această rugăciune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. E adevărat că doar Dumnezeu poate da Duhului Dumnezeu, dar nu fără rugăciunea aceasta, pune în mine un Duh nou și statornic. Capitolul acesta din Eremia, care rămâne viu pentru noi, este modelul după care ne mișcăm pe pământ și trebuie să ne mișcăm în fiecare zi. N-a izbutit treaba aceasta. Mulți oameni au în familie. S-a întâmplat că aici s-au lovit de tradiții și uneori de răutate, de un așa fel încât ruina a fost dusă până la capăt, până la terminare. Biblia nu prezintă lucrurile în acest fel și chiar cei care au Biblia în mână au luat numai o bandă îngustă din aceasta și numai de aceea s-au folosit pe celelalte, le-au ascuns cu grijă. Nu, mai mult de o cauză stă la baza ruinii și ruinării unei familii. Mai mult de o cauză. Sunt multe arătate în numeri, în deuteronom, ar trebui luate în considerare toate acestea. Dar aceștia sunt oamenii. Mântuitorul și ne-a spus prin cuvântul lui, nu, nu aveți trebuință de învăța de la oameni, ci de la ungerea pe care Dumnezeu vă dă de la Duhul Sfânt. Aceasta pot face eu cu tine. Chiar dacă a ieșuat vasul, a căzut, s-a prăbușit, n-a ieșit nimic din tot ce a fost acolo, eu pot face lucrul acesta în vas după chipul lui Dumnezeu. Iată cum este lutul în mâna orarului, așa sunteți voi. Pe mâna mea. Și Dumnezeu dă acest text. Deodată zic despre cineva, sau despre o familie, că îl voi smulge, îl voi surpa și îl voi nimici. A venit vești din acestea. 40 de zile, și familia sau aceasta nu va mai fi 40 de zile. Bun. Deodată zic așa ceva, pentru că acesta, acesta e cursul, aici se merge, aici se ajunge. Este clar lucrul acesta. Ce credeți? Versetul următor. Dar, dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui. Domnul a văzut cum cetatea aceasta s-a privit în oglindă și nu i-a plăcut viața ei. Ninive cetatea aceasta. Sau persoana aceasta. Acestea, acela, același principiu operează cu țară, cu o lume, cu un om și a privit fața în oglindă și a spus nu arată bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu, scrie Scriptura, Domnul a văzut că ei se întorceau de la căile lor, nu numai că au avut o ședință în care au discutat, nu e bine ce facem, hai să continuăm. Nu! Se întorceau de la căile lor, deodată, dar dacă neamul acela despre care am vorbit se întoarce de la răutatea lui, îmi pare rău și de răul pe care am spus că care va urma. Tot așa deodată zic despre cineva sau o împărăție sau un neam sau că îl voi zidi și îl voi sădi. Va fi lumina pământului, se va întâmpla așa. Toate făgădânțele care le găsim în Biblie. Zic lucrul acesta. Dar versetul 10: Dacă neamul acela sau omul acela sau se face ce este rău înaintea mea și ne ascultă glasul meu, îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-l fac. Nu Dumnezeu își a cuvântul înapoi. Nu. Păi da, dar ne-a fost dată binecuvântarea la întâi. Da, binecuvântarea se dă și nu se mai ia niciodată. Dar se poate pierde. Nu Dumnezeu ia înapoi. Și un om leapădă. Și nu de un caz aici. Domnul îi vorbește lui Eli. Îți despre tine și casa ta și casa tatălui tău că veți umbla totdeauna înaintea mea. Acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu. Acesta era real, era posibil... Era realizabil, altfel Dumnezeu n-ar vorbi așa ceva. Și Cuvântul spune mai departe: Acum, departe de mine lucrul acesta, departe Dumnezeu a spus așa și tot el spune, departe de mine așa ceva, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Trebuie să vă nașteți din nou. Nu. Opțional, dacă vreți. Dacă vi se pare bine, trebuie. Dacă într-adevăr vrei să vezi împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu și dacă vrei să nu intri singur. Trebuie, spune cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că privit cu ochi carnali, într-o anumită împrejurare, un om nu are niciun fel de șansă sau speranță. E adevărat. Dar privit prin ochii lui Dumnezeu? Când cineva a văzut lutul a făcut grămadă și praf în fața olarului sau vasul la care a ieșit strâm, după aceea s-a dărâmat. Ce să mai faci, frate, din așa ceva? Aruncă la gunoi? Nu! Nu! Marele olar care modelează sufletul nostru, a făcut din același lut care s-a prăbușit, din aceeași persoană care a căzut, care împotriva ta am numai împotriva ta sunt vinovat, spune David, din aceeași persoană, din aceeași ființă, din același suflet, el a făcut un vas după voința lui. De aceea n-ar trebui niciodată să acceptăm din partea nimănui nici a propriului nostru suflet. Ideea gândul, simțământul că Dumnezeu e neputincios, nu are ce mai face. Așa ne-a spus domnul doctor într-o într situație în care eram acolo, eram patru persoane. Aici nici Dumnezeu nu mai are ce face, a spus dumnealui. Și am spus, nu zic, nu, nu stă în picioare. S-a văzut imediat, în câteva minute s-a văzut că Dumnezeu are ce să facă. Se întâmplă lucrul acesta și foarte adesea și nu cred că oamenii sunt nesinceri când spun, domne, nu cred că mai e nicio speranță. Nu cred că sunt nesincer, oamenii Am fost vizitat în partea de vest a țării de doi prieteni și mă gândeam eu, așa că eu zic, abia aștept să vină, că aveam trebuință de o gură de oxigen, pentru că era noapte și era așa de toxic în viața mea, și așa de întuneric și greu și atâta mă bucuram de venirea lor. Au venit acești doi oameni și au început lucrarea lor, care se poate rezuma doar la câteva cuvinte nu mai ai nicio speranță. De asta am venit să-ți spunem. Eu cumpărasem un, cumpărasem un pepene, mari era vară, și visam că o să-l tăiem acolo în parc, o să vorbim între noi, o să fie frumos. De la, cam de la 9 până la 12, au lucrat psihic, psihologic cu mine ca să mă determine să accept în final lucrul ăsta. Nu mai ai niciun fel de speranță. Păi la fel a zis șeful mare, la fel a zis profesorul, la fel a zis șeful alt. Însă, aceștia nu au fost singurii care au spus, nu mai ai niciun fel de... Nu au fost singurul glas care mi-a spus, nu, nu mai ai niciun fel de speranță. Ăsta, cineva întinde degetul ăsta, le lepădat de Duhul Sfânt ăsta. Profesorul Popovici, serios, domne, cine ți-a transmis, domne, mesajul? De unde a luat mesajul ăsta? Adică vreau să spun că se încrucișau mesajele acestea. Dar n-am putut să cred ce lucrau acești doi oameni asupra mea în dimineața aceea. M-am lăsat lucrat, că așa suntem noi politicoși, nu respectoși. Și până, până, la prânz și după aceea le-am spus, uite ce aș vrea să vă spun. Eu am convingerea că un om care a fost mort și pe care l-a înviat Dumnezeu, este mai viu decât unul care n-a murit niciodată. Am convingerea că un om bolnav pe care l-a vindecat Dumnezeu este mai sănătos decât un om care n-a fost bolnav niciodată. Prieteni dragi, când le-am spus aceste cuvinte acestor doi prieteni ai mei care au șansa să mă asculte pe internet cu această ocazie, când, când le-am spus aceste cuvinte, îă, imediat s-au uitat la ceas, s-au ridicat și pierde între trenul și au plecat. Era în orașul Timișoara. Nu asculta niciodată, de aceea spune Biblia, ungerea pe care o ai te îți dă libertatea să asculți glasul lui Dumnezeu. Așa este. Așa se vede, așa văd și eu, dar asta nu înseamnă că așa vede și Dumnezeu sau că nu mai este niciun fel de speranță. Trebuie să te naști din nou. Sunt situații în care, într-adevăr, totul pare pierdut și vorbim, am stat în preajma unor persoane care, cărora le-a tremurat sufletul și mi-au citat capitolul 6 din Evrei, uite ce scrie cei care au cunoscut odată, uite ce scrie. Uite ce scrie în capitolul 10. Uite, cei care au fost luminați sau cei care... Au, asta, s-a terminat nicio jertfă pentru păcat. Nu există iertare, foc și-a terminat. Nu scrie așa, bineînțeles. Este din folclor. Dacă luăm cuvintele la rând, nu scrie așa ceva, dar oamenii au construit lucrul acesta pe sufletul lor. Iubiții mei, Domnul n-a spus aceasta, ci ascultați un cuvânt al lui Dumnezeu care este literalmente greu de înțeles, greu de primit, dar trebuie să ne supunem. Voi întări casa lui Iuda și voi zbăvi casa lui Iosif, voi aduce înapoi, căci mi de ei și vor fi, asta este domnul, nu este vecinul care spune, sau pastorul, sau cineva, nu, vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat Sau l a fost lepădat? Da. Dar atunci ce sens a mai avut posibilitățile astea? Păi, Iuda, în ce da, da, sigur că hai, satana i-a pus în minte, s-a dus în lumea lui. Nu, Dumnezeu, de aceea Iisus l-a sărutat. De aceea Iisus i-a spus, prietene, Domnul nu joacă teatru cu nimeni. Când zice o vorbă, Trebuie să tremure sufletul noi ca umbra sub ape. Prietene. Vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat. Aceasta este totuși versetul 11. Atunci când Biblia devine preventivă și spune se pregătește un rău, o nenorocire împotriva ta. Drumul pe care mergi duce la rău, îi spunea lui Balam, nu mai merge pe drumul ăsta, că pe drumul ăsta n-ajungi unde ai plecat. El nu zice, vreau să merg pe drumul ăsta, dar să ajung și unde am plecat. Nu se poate, trebuie să te naști din nou. N-ai cum să ai și una și Versetul 12. Ei zic degeaba, poate să ne prevină cine vrea, poate să dorească cine vrea să ne restaureze, degeaba, noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimilor noastre, punct. Acesta a fost răspunsul pe care l-au dat ei, diferit tare de cel pe care l-a dat Ninive, că Ninive a zis, gata, e adevărat. Răspunsul ăsta este, este înfiorător, și în același timp ați observat că Dumnezeu se așează lângă proroc, nu-și pierde răbdarea cu el și îi vorbește blând. Nu e bine să te superi, bine faci că te mâni. Uite-te, încearcă să-l câștige încet, încet. Încearcă să-l tolvoace să gândească. Așează-te în locul meu. Ce ai face tu cu copiii tăi? Tu ai face așa ceva a copiilor tăi? Nu, da Dumnezeu face. Eu n-aș face mai bun ca Dumnezeu, dar el ar face așa ceva. La aceasta apelează el acolo pe orice mlădiță care aduce rod la un moment dat, el o taie ca să aducă și mai mult rod. Și iubiții mei, așa cum a spus David, ce bine tu, Doamne, rămâne binecuvântat pentru veșnicie din partea lui Dumnezeu, dar ajută-mă pe mine să nu pierd niciodată binecuvântarea pe care mi-ai dat-o tu. Fiindcă rochea de mireasă fetelor și costumul de genere băieților nu se poartă doar în ziua nunții, ci se poartă până la moarte. Așa spunem noi. Nu spunem noi acolo până când moartea, nu? Și de fapt reverberează altfel. Eu fac toate lucrurile noi, spune Domnul în cartea Apocalipsei, dar lucrul ăsta este precedat de aceeași experiență în viața personală și de familie, înainte să se întâmple așa ceva. De aceea 2 Corinteni 5, 16 spune Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Iată, eu fac toate lucrurile noi și ne gândim la un timp în viitor, așa va fi, sigur că da, la scară cosmică. Dar iată, eu fac toate lucrurile noi, se împlinește astăzi și acum și aici, cu oricine își deschide inima înaintea lui Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nu sunt cele vechi și cele noi îngrămădite în același loc. Nu. Cele vechi s-au dus, Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea nu sunt de la noi, ci sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Noi, dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna pe noi, vă rugăm fierbinte să vă nașteți din nou. Dumnezeu să ne dea această trăire nouă tuturor ea să fie marca vieții noastre în fiecare zi, oriunde vom merge. Lumina aceasta să nu se stingă niciodată din familiile noastre, din sufletul nostru, din adunarea noastră și din lumea în care mărturisim pe Domnul. Și El să fie binecuvântat în veci. Amin. Tată Ceresc, înaintea Ta ne plecăm și ne închinăm pentru harul pe care tu ne-l oferi tuturora prin nașterea din nou în Hristos Iisus. Fă, Doamne, să trăim acest lucru din adâncul sufletului nostru și lucrarea Ta, Doamne, să izbândească de plin în noi. Îți mulțumim mult că n-ai lăsat vasul sufletului nostru sfârmat Ce ai făcut un vas nou după chipul Tău. Fii, Doamne, binecuvântat în veci. Amin.